Noi la ECO am venit să învățăm, să studiem și prietenii să legăm. Ne mai place și distracția, lectura, scrisul și creația. La matematică am vrea să înțelegem ce-i cu ea. Și facturi, noi sperăm a ști să facem și la ore învățăm cum e să conduci afaceri. Am vrea baluri și distracție, dar e pandemie, vai! Ne distrăm prin recreație, pe acasă, printr-un voi. La mii și afaceri, noi visăm ca autistici. Să deschidem firme proprii când nu vom mai fi copii. Școala noastră, din frate în soră, cu școală în efort, familie și casă și leagă și eu. Lecții de viață și școală ne dat, practic și lecțiile învățate. Pașii spre succes ne-ai ghidat, din copii adulți ne-ai transformat. Eu la ECO am venit, mari speranțe n-am avut, liceul m-a impresionat, locul este minunat. Eu bucuroasă am fost când pe ușa au intrat, foarte multe profesoare ți s-au dovedit uimitoare. De colegi m-am atașat și o familie am format, iar în următorii ani vom deveni oameni mari. Draga mea școală, ce m-am bucurat când te-am văzut, așa nouă și frumoasă, e ceva de necrezut. Am colegi minunați pe care nu îi voi uita, amintirile cu ei sunt ceva de neuitat. Diriginte încântătoare, ne înțelege, ne ajută, 4 ani ne va ghida spre o viață și mai bună. Școala noastră ne învață să ne descurcăm în viață, la market lucrăm, să știm să facturăm. Despre firme mari și mici, toate le învățăm aici, cum să facem să sporească și profitul ca să crească. Cel ce în școală este om, mai târziu va fi patron. Dacă vrei să ajungi ceva, vino la școala mea, să înveți economie ca să-ți fie în viață bine. Noi ne spunem orice problemă și așteptăm pauza mare să împărțim cu bucurie pachetelul cu mâncare. Dar acum nu se mai poate, distanța între noi, dar asta nu ne desparte să fim prieteni mai departe.